Bună dimineața, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților. Auziți ce se întâmplă în spatele meu? E alarma! Eu mor când oamenii la magazine își pun alarme. Bă, alarma e bună, alarma. Și noi ne-am pus, weekendul ăsta ne-am pus alarmă. Ca să știți, în caz că vreți vreodată să intrați călărea peste noi, avem alarmă. Diferența este că dacă la noi se apucă de țipat, noi și oprim. Alții, în schimb, nu, bă, deci eu l-am baftă cu emisiunea asta. Dacă plouă, cum e astăzi, de exemplu, luni și ploaie, yay, da? Și nu lucrează oamenii cu bormașini, flexuri, știu ce dracu, în spate, dar e o alarmă care țipă de un sfert de oră. Da? Cineva trebuie să o-și oprească la un moment dat. Dacă nu e nici alarmă, probabil că sunt avioane care zboară la joasă altitudine. Dacă nu sunt nici alea, vin extraterestri chiar aici sub geamuri și se apucă de vorbit. Ce ai mai uitat, domnule? Să vezi cât timp am. Așa-i? Perfect. Astăzi este, vă spuneam, luni și 11 aprilie. Vom lucra cu zgomot de fundal până când o să oprească alarma respectivă. 11 aprilie vine după un weekend, cum să-i zic, zbuciumat? Hai să-i zic zbuciumat, da? Din niște puncte de vedere. Mai întâi știți foarte bine că a plouat și că încă plouă în român. Dar înainte de a ploua, a fost furtună sau vântoasă cu nisip saharian. Da? Lucru care s-a văzut pe mașini. Nisipul saharian s-a văzut pe mașini. Mașina mea și așa era de un jeg și de o mizerie ieșită de cobun. Da? Ei, a ce mai îmi lipsea? Niște nisip pe mașină. Mașina mea brusc a devenit dalmațian. Mașina mea a devenit dalmațian, vă spuneam. Ea pătată. Frate, nu e nicio problemă. Am spălat, eu cum nu, am șters-o, de fapt, cu o cârpă, pentru că eu nu-mi spăl mașina, că scârțar. Da? Și a început să plouă. Eu, din fericire, mi-am dat nisipul ăla jos. Alții însă n-au apucat. Ca urmare, acum au un fel de nămol. Noroi. Glod, bre. Pe mașini. Da? Acum plouă. Noi suntem obișnuiți cu ploaia. Ne-am obișnuit inclusiv cu inundațiile. Ne-am obișnuit atât de mult cu inundațiile încât o știre de genul celei pe care urmează să vă aduc la cunoștință trece pe lângă noi așa. După ploile torențiale au urmat, ploi torențiale, da, inundații în județul Maramureș și a plouat torențial, apa a intrat în curțile și în casele oamenilor, circulația pe drumul național 18B care face legătura între Cluj și Baia Mare a fost întreruptă, spun cei de la B1 TV. Da? Sute de gospodării au fost inundate. Aveți cumva un flashback, așa, un deja vu? Bă, frate, parcă s-a mai întâmplat chestia asta. Nu sunt deja vu-uri, sunt amintiri de adevăratele. S-a mai întâmplat chestia asta. Și anul trecut, și acum 3 ani, și acum 5 ani. În 2011, în 2010, am dat o căutare în aceeași zonă. Bă, inundații în zonele astea. În 2010 se lua în discuție cheltuirea a 23 de milioane de lei pentru amenajarea râurilor și zonelor inundate, inundabile, pardon, ca să nu se mai petreacă chestia asta. Au trecut 6 ani, se petrece chestia asta. Oamenii au ieșit, fiantele, mi-a plăcut în formulare undeva pe aici. Unii oameni au încercat să facă față viiturii cu panouri de tablă puse în dreptul gardurilor în speranța că apa nu le va intra în curți. Alții au ieșit cu lopețele în stradă în încercarea de a desfunda șanțurile și canalizarea. Măi, deși sunt alături de oamenii ăștia, mi-am exprimat de 100 de ori punctul de vedere. Sunt alături de oamenii ăștia, e nașpa să-ți intre apa în casă. Dar dacă tu ieși cu lopata să-ți desfunzi canalizarea și șanțurile când e apa până la brâu, înseamnă că ești prost ca noaptea și meriți așa ceva. Bă, chestia asta o faci anual când nu plouă. O faci anual înainte să vină inundația. E în fața curții tale un șanț este așa de mare, adânc, este așa, ieși frate și îl desfunzi.
Când vine apa și șanțul nu face față pentru că e infundat, că ai fost leneș și te-a durut la bască și ai mers pe ideea, nu o să ni se întâmple nouă, mă. Da? Când știi că ai un râu care iese din matcă, un pâriaș care inundă, știi că e acolo, de o viață întreagă, râul ăla e acolo și tu n-ai mișcat un deget, nu neapărat ca primărie, dar ca gospodar, ai un șanț în fața casei. Șanțul ăla e făcut ca să nu-ți intre apa în curte. Îl desfunzi, nu-l înfunzi, nu-ți construiești tu că ți-a venit copilul din străinătate cu Q6 și îi faci podeț betonat ca să poată intra în curte cu mașina, pentru că în momentul ăla înfunzi șanțul. E simplu. Oamenii au ieșit cu lopețile în stradă în încercarea de a desfunda șanțurile și canalizarea. Asta o faceți înainte să plouă. O faceți în timpul verii, anual, trebuie. De ce? Pentru că atunci când va ploua și va veni inundația, pentru că știți că va veni, apa să se poată scurge prin șanțurile respective. Aproape 200 de gospodării au fost inundate numai în satul Nădaș, în Arad. Curentul a căzut în toată localitatea, apa pe șosea a atins și 50 de centimetri. Sunt situații și situații. Circulația pe drumul național 18B care face legătură, la fel peste tot în România, mă, oameni buni, știm că vine inundația. Știm, de ce? De unde știm? Pentru că a mai venit și o zonă care a fost inundată și de asta zic că m-am uitat, căutat în arhivă pe internet și am văzut, sunt aceleași zone. Clar că în creierii munților nu o să vină inundația, dar acolo unde ai râulețe, pâriașe, etc., etc., știi și s-a mai întâmplat și acum 3 ani, și acum 5 ani, și acum 8 ani, și acum 20 de ani, se întâmplă chestia asta, știi că se va mai întâmpla și totuși nu ne mișcăm, nu ieșim vara, bă, să vină primarul și să spună, știți, decât să vă rog și să vă pup pe toți în fund ca să-mi dați voturi numai în campanie electorală, eu zic să fim, domnule gospodar, și în timpul ălalt, când nu este campanie electorală și hai frate să ieșim să colmatăm, să decolmatăm, pardon, sau nu știu dacă ăsta-i termen, nu înțelegi ce vreau să zic, să desfundăm șanțurile, frate, să le lărgim puțin, nu? Ca atunci când va veni inevitabil inundația, apa să se scurgă. Nu, noi așteptăm să vină mai întâi și pe urmă ne plângem. Nu mișcă unul un deget în restul anului. Bă, frate, e frumos afară, e vară. Nu ne pregătim de inundație, că s-ar putea să... Hai, bă, fii serios, acum ați arde de... Până la primăvară mai e. Și ce vrei, mă, să desfundăm atunci? Sunt orașe în care apa nu se scurge în canalizare. De ce? Nu face față canalizarea. Nu mă iau acum de oamenii ăștia săraci, numai morală le trebuie lor acum, da? Da. Sunt orașe în care canalizarea nu a făcut față volumului mare de apă. Ba da, canalizarea ar face față volumului mare de apă dacă ăștia care se ocupă de canalizare s-ar ocupa de canalizare. Deci să intre în perioada în care nu este inundație în canalizare și să o întrețină. Există substanțe pe care le pui în chiuvetă dracului și îți desfundă cotul ăla. Da? Nu știu ce porcărie pui acolo și nu neapărat de astea care costă 15 milioane de lei, da? Băi, bicarbonat de sodiu cu sare și cu niște oțet, dacă mi-aduc eu bine aminte, face așa într-o căniță, îi faci vânt în chiuvetă și el că îți desfundă, da? Îți curăță chiuveta. Este? Orice gospodină știe chestia asta. Îi faci vânt acolo, dai drumul la apă, face bolboace și desfundă țevile. Hei, băi, dacă o țeavă se poate rezolva cu o linguriță de bicarbonat și o leacă de sare de la chiuvetă, ele nu există pentru canalizarea unui oraș substanțe industriale care este, care să-ți desfunde canalizarea? Nu s-o desfunde. Că dacă faci chestia asta periodic, da? Faci chestia asta periodic, bre. Tu, ca paserv sau cine dracu-s, goscomul, cine s-o ocupe? N-am idee de canalizarea orașului. Paservul, nu? Dai drumul pe canalizare la substanțe periodic, canalizarea este funcțională. Vine ploaia, vine apa, canalizarea face față, uimitor. Că doar nu plouă, bre, ca pe vremea potopului lui Noe. Plouă cu apă, apa se scurge în canal, țevile o duc la vale și se duce pe Moldova.
Păi canalizarea n-a făcut față. Logic că nu, pentru că e infundată și că nu-și bate nimeni capul să o desfunde, la fel ca și săracii oameni ăștia, 200 de gospodării inundate pentru că șanțurile n-au făcut față. Păi dar câtă apă vine? Dacă tu ai un șanț de 2 metri adâncime și e făcut în așa fel încât apa de pe șosea să se scurgă în șanțul respectiv, șanțul respectiv să aibă o anumită cădere, apa se duce la vale, bre! Nu-ți intră în curte, ai grijă de șanțul ăla. Greu a dracului, înțelegi? În schimb, cu ce ne batem noi cap? Chestia așa cum, știi cum e? Stau oamenii așa rezemați în lopată și spun, bă, știi ce? Hai să ne ajute guvernul de acum. Păi, dar n-am nicio obligație să vă ajut că sunteți leneși. Și că vă doare la bască, că urmează să se întâmple ceva. N-am eu, ca plătitor de taxe și impozite, nicio obligație. Deci mie statul mi impune să-mi plătesc o asigurare obligatorie, atât auto, cât și asigurarea obligatorie pentru locuință, în condițiile în care mie s-ar putea să nu mi se întâmple nimic. Dau niște bani lunar sau anual pe ceva ce s-ar putea să nu beneficiez vreodată. Corect? E, banii ăia. Dacă oamenii ăștia inundați îs asigurați, că e obligatoriu, nu? Prin lege. De ce ar trebui să vină guvernul și să-i spună, știți, eu zic să vă dăm o mână de ajutor? Nu sunt de acord. Și nu că sunt răutăcios. Oamenii au plătit o asigurare. Să vină firma de asigurări și să le dea bani și să-i le rezolve problema. De ce să le plătesc eu? Dacă mie mâine mi-a foc apartamentul, vine Nea Costică sau Nea Istvan de la... din Abrud sau de unde naiba el, din Arad sau din Cluj, să-mi plătească mie reparații? Nu, sunt asigurat, am o firmă asiguratoare care trebuie să-și facă treaba. Și am spus de mai multe ori chestia asta, îmi pare rău, știu că par ăla răutăcios, ăla negativist, ăla care, bă, n-am urmă de umanitate în mine. Nu este vorba de asta, este vorba de principiu. Vorbim despre un principiu. În momentul în care tu nu faci nimic, nu miști un deget ca să eviți o situație, ești vinovat. Ți-ai făcut-o singur. E ca și cum ai merge cu 300 pe oră pe sensul ălălalt pe autostradă și când te pocnești aștept să vină firma asiguratoare și să-ți dea bani. Nu, ți-ai făcut-o singur. Sau mergi cu ochii închiși mergând pe stradă, mergând pe ideea, bă, n-o să mi se întâmple chiar mie. Ba uite că ți se întâmplă. N-ai făcut nimic ca să eviți situația asta. Ești în timpul inundației în apă de 50 de centimetri, tu ești cu lopata ca să desfunzi șanțurile, astea le faci înainte. Obligatoriu, anual, cineva trebuie să facă și dacă vezi că boul ăla de primar nu e în stare, e incompetent, e incapabil să-i pună pe oamenii din comună să facă treaba asta, ești tu, bre, gospodarule, în fața casei și desfundă-ți șanțul anual. Nu e al meu, este al primăriei. Da, dar curtea este a ta, ograda, grădina, casa e a ta și dacă vine apa mare pe primară, doar la bască, că el are vilă cu 3 etaje. Intră apa la parter, nu e nicio problemă să mută cu familia la etajul 1. Dar tu, măcar atât, ieși odată pe an cu o lopată și cu o sapă, îți aduci copiii care vin din străinătate cu Q6-le, da, și le pui câte o sapă în mână, bă, băiete, ia, no, hai să facem șanțul ăsta mai adânc. De ce? S-ar putea să ne inunde. Bă, tată, ești tâmpit, dar e vară și e secetă și 40 de grade. Da, bă, copchile, dar la primăvară sigur va ploua. Și-l iei și faci șanțul mai adânc. Dar dacă tu nu miști nimic, ieși când plouă, cu apa până la brâu și încerci să desfunzi șanțul. Când plouă, deja și inundații. Păi la ce te ajută? Astăzi este ziua internațională a celor eliberați din lagărele de concentrare fasciste, 11 aprilie, ca să trec și pe acolo. Știu că am început tare și urmează să continui și mai tare pe un subiect care mie mi este atât de drag că mi-a ajuns aici. Cum să pornesc? Ne confruntăm cu un milion de probleme. Facem parte dintr-un popor care își dorește cu putere să rămână la același nivel. Să nu dăm înapoi, dacă se poate, să nu mergem înapoi, că e nașpa, dar nici să nu evoluăm, pentru că
dacă ar fi evoluția ar fi fost bună, ar fi făcut-o străbunicii noștri. Da? Suntem un popor, nu spun leneș. Suntem un popor tradiționalist. Ținem foarte mult la tradiții. Ținem fantastic de mult la tradiții. Ținem atât de mult la tradiții încât rămânem ancorați în ele. Și nu facem nimic să ne îmbunătățim nivelul de viață și nu ne batem capul să improvizăm sau să inventăm ceva care să ne ajute să ne fie mai ușor. Să trăim viața zi cu zi. Mă uitam ieri la un tip care locuiește undeva la o cabană, mare parte din zi omul și-o pierde tăind lemne. Pentru că îi trebuie. E frig și mare parte din timp și îl pierde spărgând lemne cu toporul. Omul locuiește undeva izolat, deci nevoia îl face să spargă lemne, mare parte din zi. Lucru care, evident, nu îi permite să facă alte chestii, cum ar fi să-și gătească, să-și facă curățenie, să-și amenajeze interiorul sau exteriorul, dar el sparge lemne. Și atunci omul ce a făcut? Pentru că nevoia învață. Este o vorbă foarte faină din români, din bătrâni la români. Nevoia te învață. Dar de o vreme nu mai funcționează nici asta, pentru că ne-am obișnuit să ne dea alții, gata, făcut. Noi nu mai avem o nevoie. Dacă avem nevoi, cerem și ne dau alții, nu ai noștri. Așteptăm de la alții. Dacă mi-i dat în Uniunea Europeană, comunitatea o să mă ridea europeni, bă. Da? Și ne dau ăia. Gândesc ei pentru noi. Și de cele mai multe ori gândesc pentru noi prost, în defavoarea noastră. Nenea respectiv, văzând el că pierde prea mult timp, spărgând lemne, și-a construit un topor cu două lame puse în cruce. Bă, deci o lamă în jos, dar făcută ca un plus, da? În așa fel încât să spargă un butuc în patru dintr-o singură lovitură. Ce s-a întâmplat? Câștigă jumătate din timp. Nu mai pierde două ore sau trei sau cinci sau șase ore tăind lemne, sparge, de fapt, lemne, aceleași lemne în jumătate din timp. De ce? Le sparge în patru din prima. I-a venit ideea, nivelul lui de viață a crescut. De ce? Jumătatea din timp pe care o câștigă face altceva în casă. Lucruri pe care n-ar fi putut să le facă înainte pentru că pierdea timp spărgând lemne. Nenea care a inventat și a făcut el o improvizație la tractor să îi înfingă direct în pământ niște rame pentru seră, mini sere de alea pentru căpșuni. Da? Om a văzut că pierde foarte mult timp făcând pe fiecare răsad câte ceva ca să stea răsadul ăla la adăpost. Și a gândit om o variantă, la îndemână de altfel, să nu mai piardă atât timp. Înainte, făcând câteva rânduri pe zi, pe fiecare răsad în parte, acum face hectare pe zi, pentru că i-a venit ideea. Ce se întâmplă? Câștigă foarte mult timp. Timp să stea, să se uite la meci, să iasă cu nevasta, să facă alte treburi casnice. Noi, ca români, pe de altă parte, noi nu mai inventăm. Noi am rămas așa, lasă-mă că dacă invențiile erau bune, le-ar fi inventat altcineva. Da? Aia e ideea. Și rămânem, băi, la noi să sparg lemne și acum la noi, și acum răsadul se pune cu, are o denumire, da, lemnul ăla ascuțit într-un capăt, care face o gaură, vine altcineva, pune un răsad, vine altcineva, acopere răsadul. Trei oameni care fac aceeași chestie, inutil. Nu gândim variante mai ușoare și mai bune. E ca în bancul ăla cu un tip să pac gropi, în urma lui vine altcineva și le-a stupa. Un trecător îi întreabă, bă, dar nu vă zbărați, ce faceți? Plantăm copaci. Suntem de la primărie, ne-a zis primarul să plantăm copaci pe marginea drumului. Și trecătorul zice, bun, da, știi că matale faci gropi și ăstălalt le astupă. Păi, da, mai era unul care trebuia să pună copacelul în pământ, dar azi e bolnav și n-a venit la muncă. Da? Asta este, e gluma care ne caracterizează. Asta li s-a zis să facă, asta făceau. Noi suntem pe punct, atât de tradiționaliști suntem, încât suntem, trăim tradiție. Cele mai multe nu ne plac, nu le înțelegem, nu vedem care e rostul. Tradițiile, ca mai toate chestiile, în timp dispar. De ce? Pentru că nu se mai aliniază la existența actuală.
Da? Cum e, de exemplu, jucatul cearșafului la nuntă. Mai există zone, dar între o să dispară și astea. Jucatul cearșafului la nuntă, singura modalitate de a arăta că mireasa a fost virgină în noaptea nunții, pentru că noaptea nunții cu nunta și acolo ea doi trebuia să-și opună, da? Ieșea mama soacră cu cearșaful pătat ca să le arate tuturor că mireasa a fost, din fericire, porcăria asta a dispărut. Deși era tradiție. Și vă spuneam că tradițiile, ca orice alte lucruri, dispar în timp. De ce? Pentru că își pierd înțelesul. Ora la mână nu mai găsești neveste virgine, nu mai găsești mirese virgine, de exemplu. Și săracul mire ar scoate-o din problema asta. Dar de câte ori poți să-ți tai venele ca să lași sânge pe cearșaful ăla? Da? Nu mai există mirese virgine. Ca urmare, nici jucatul cearșafului nu-și mai are rost. Jucatul găinii, etc., 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 etc. Și alte din alea. Mă gândesc doar la nunți. Dispar tradițiile. Nu e o noutate. Unii sunt, oh, hai frate, ne dispar tradițiile. Tradițiile noastre multiseculare. Și, dom'le, este normal să ne adaptăm și să evoluăm. Rămân tradițiile de bază, de suflet, familie, pentru cei mai mulți dintre noi. Da, noi suntem foarte aproape de habotnici, de a fi habotnici. Noi ca români. Noi ca români suntem foarte aproape de a fi habotnici. Uitați-vă puțin, în momentul în care cariera muzicală a unei persoane este pusă în pericol pentru că a avut o opinie legată de religie, e un fel de ce are sula cu prefectura. Și când zic sula, mă refer chiar la instrument, nu la... Da? Cariera muzicală a unei persoane are de suferit din cauza că a avut o opinie și oamenii îl taxează din punct de vedere religios. Știți despre ce urmează să vorbesc? Despre smerenie. Clipul celor de la taxi împreună cu 33 de personalități de cultură din România, care au avut un punct de vedere. Din nefericire, însă, punctul lor de vedere a fost atât de puțin înțeles, încât oamenii au început să-i taxeze. Dacă am fi în Iran, ar fi omorâți cu pietre. Leșe, Grigore Leșe parcă îl cheamă, nu? Eu am fost oprit pe stradă de oameni care mi-au zis că nu vor mai merge la concertele mele sau ceva de genul ăsta. I-au atras atenția că, da, nu-i mai cumpără muzica sau pentru că a zis împotriva Catedralei Mânuirii Neamului. A ce are una cu alta? Păi, dar nu te duceai la concertul omului ca să-l auzi predicând sau să-l vezi cum se roagă. Te duci la concertul omului să-l auzi cântând. Ce are una cu alta? E ca și cum ai spune, nu mă duc la medicul ăla. Băi, medicul ăla, dentist, este foarte bun. Frate, știi ce numești la el? E gay. Ce are una cu alta? El își poate face treaba ca medic fiind gay. Da? Cum poți să taxezi cariera muzicală a unei persoane, cariera artistică a unei persoane, pe motive religioase? În momentul în care faci chestia asta, pe noi, acești minunați creștini ortodoxi, care propovăduim iubirea și dragostea de aproape, că așa ne-a spus nouă șeful mare, care a murit acum 2000 și a înviat acum 2016 ani, nu, 2016, acum 2000 de ani, da? Pe noi nu ne deosebește aproape nimic de ăștia. Ăștia pe care îi urâm și îi detestăm atât de mult. În momentul în care începi să caracterizezi un om prin prisma religiei, e un artist prost, bă, de ce? Nu-i creștin. Ce treabă are? Ce treabă are? E un nenorocit de muzicant, de muzician. De ce? A vorbit împotriva Catedralei Mântuirii. Băi, oameni buni, dar n-a vorbit împotriva. Nu ne... Ăștia suntem! Ăștia! Așa ajungem! Tăiați-le capul tuturor celor care spun că creștinii ortodoxi nu-și iubesc aproapele! Ce are una cu alta? 33 de oameni și-au expus punctul de vedere. 34 cu mine, mă număr și eu printre ei. Sunt de acord cu ce au spus.
Simbolul credinței nu este o catedrală de 100 de metri înălțime și de 250 de milioane de euro și de 11 hectare. Simbolul credinței este smerenia, simbolul credinței e aici la tine înăuntru, credința o ții înăuntru. Ce se întâmplă la catedrala mânuirii neamului este un simbol al puterii, al influenței. Lămuriți-vă! Asta spune cântecul de fapt. Dumnezeu, dacă vrei, îl găsești oriunde. Dacă vrei musai să-l ai, îl ai, e cu tine mereu. Oriunde, că te duci pe câmp, că stai într-o colibă, că stai într-un palat, au sărit ăștia să... Bă, despre cine vorbește despre smerenie, frate? Oameni care trăiesc în viloanțe. Bă, nu despre ei, că ei nu propovăduiesc smerenia. Nu-i meseria lor. Meseria lor este să fie artiști. Să cânte, să recite, să joace teatru. Aia-i meseria lor. În momentul în care spui, nu mă mai duc să-l văd pe ăsta la teatru pentru că nu-i creștin, înseamnă că ești așa. Ești așa? Ce treabă are una cu alta? Ok, frate, dar Catedrala Mântuirii Neamului va fi un simbol care va rămâne peste veacuri. Probabil! N-avem de unde să știm. Uite, ăștia din Barcelona au făcut Sagrada Familia. Da, dumnezeu, dar au făcut-o acum 100 de ani sau 150 de ani și este o operă de artă. Este o operă de artă, pe numai lucrările exterioare, bre. Numai sculpturile care există pe toate turlele alea. Este o realizare. Ați văzut cum, despre ce vorbim aici? Vorbim despre un simbol al puterii și al influenței de care se bucură Biserica Ortodoxă Română. Nu vorbim de un simbol al credinței, deși și credința va fi acolo, cu siguranță, că este un edificiu închinat religiei. Cineva trebuie să fie și credincios care merge acolo. Corect? Ăla este un simbol al am cerut, ni s-a dat. Punct. Atât o văd eu. Iar cei de la trupa taxi pe care îi susțin în acest demers nu au făcut decât să arate chestia asta. Păi Dumnezeu, dacă îl cauți, îl găsești oriunde. Oriunde. Și, dar sunt convins, bun, dar de ce au zis că Dumnezeu preferă lemnul și nu știu ce preferă Dumnezeu, că nu avem noi treabă. Dumnezeu e în fiecare din noi și fiecare preferă altceva. Dar eu sunt convins că mai multă liniște, da, mai multă relaxare spirituală găsești într-o biserică de lemn de pe un deal decât într-o catedrală în care ai zgomotul mașinilor de la parcarea subterană, ai cele 12 lifturi care funcționează în continuu, ai oameni, 11 hectare săli polivalente, deci sunt oameni care bântuie de acolo, nu ai liniște în mijlocul Bucureștiului. Și dacă e să dau o altă, un alt înțeles mesajului acestui, alt mesaj acestui, acestei melodii, acestui clip, Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici, eu sunt convins că mult mai frumos și mult mai liniștitor ar fi fost un parc plin de copaci și de verdeață, de lemn, care este, și o biserică mică. Da, guvernul ar fi acordat acest teren oricum. 11 hectare de teren au fost acordate pentru Catedrala Mânuirii Neamului. Ar fi putut să păstreze un parc de 11 hectare și în mijlocul parcului să facă într-adevăr retras, liniștit, un loc de relaxare spirituală. Nu o mega catedrală care va dăinui probabil peste veacuri și care sper să dăinuiască, ar fi o pierdere inutilă de bani, și care ne va aduce aminte că suntem un popor creștin cu tradiții bine înfipte în teritoriul acesta strămoșesc. Nu săriți să caracterizați cariera muzicală a unor oameni pe bază prin prisma religiei, pentru că dacă faceți chestia asta, sunteți ăștia.
Nu suntem cu nimic mai buni. Suntem exact ca ei. Deci sunt cu taxi la faza asta. Am mai spus-o de 100 de ori. Bun, nici nu mai știu la cât am început. Gata, putem să trecem peste nenii ăștia. Fost primar trimis în judecată. Asta mi l-am fixat încă de vineri, pentru că astăzi, după weekendul ăsta, nu prea găsesc știri pe internet. În schimb, le am încă pe cele de vineri, care sunt funcționale. Fostul primar al municipiului Timișoara, Gheorghe Ciuhandu, a fost trimis în judecată de DNA alături de alte persoane, foști sau actuale angajați ai primăriei, fiind acuzați de abuz în serviciu. Am niște notiții aici. În actele, în dosarul făcut pentru abuz în serviciu, da? Trebuie să se specifice de acum în aceste acte, în aceste dosare. Mă, oameni buni, dacă mai acuzați politicieni, primari, în care tot politicieni, evident, oameni de afaceri, de ăștia meseriași, în dosar trebuie să apară ce domiciliu au. Adică dacă domiciliul le-ar permite o relaxare totală pe durata, pentru că ei vor fi acuzați, vor fi judecați, cel mai probabil legea își va face treaba și o să fie și vinovați. Da? O să fie dovediți vinovați. Tot ce lipsește este o schiță a complexului în care oamenii aceștia locuiesc, domiciliază, pentru a vedea dacă se pretează pentru arest la domiciliu. Da, adică ai piscină, ai teren de tenis, da, ai teren de golf, golf n-am, bă, frate, bă, și vreau să te trimit în arest la domiciliu, mă, dar cu ce facem? Dacă n-ai teren de golf, cum să te arestăm? Dom'le, dar îmi fac acum, uite, expropriez niște oameni și îmi fac, vă rog, arest la domiciliu. Dom'le, dacă nu putem la arest la domiciliu, tu îți dai seama ce se întâmplă, ce? Bă, trebuie să dăm neurmărirea începerea neurmăririi penale, mă. Trebuie să te lăsăm în libertate. Înțelegeți ce zic? Ar fi bine ca la dosar să se anexeze o schiță a complexului în care aceste personaje domiciliază pentru a vedea dacă se pretează sau nu pentru arest la domiciliu. I-ar fi păcat să-l trimiți pe unul în arest la domiciliu doar într-o vilă cu două etaje, să n-aibă piscină. Despre ce vorbim? Băi, nu mai merge nimeni la închisoare de o vreme. Nu mai intră nimeni. După Udrea și mailaltă care a scris lui Iohannis că nu poate să stea în închisoare că sunt condiții nașpa, am uitat cum o cheamă, da? Nu mai e niciunul trimis la închisoare. Închisoare e pentru prostime, pentru ăștia amărăștenii ăștia care au furat o cărămidă, o pâine, s-au bătut într-un bar. Da? Ăștia merg la închisoare, talpa țării, la ocnă cu ei. Dați un ciocan de la un baros în mână și să spargă sare, frate. Da? Ei, dacă e un politician sau un om de afaceri arestat și dovedit corupt, hoț, mită, abuz, ăștia s-a arestat la domiciliu, mă. Cum, Doamne ferește, să-l ții închis pe un astfel de personaj? Îl lași în libertate. Arestat la domiciliu, mai ales când ai un domiciliu de genul două terenuri de tenis, teren de golf, trenuleț de ăla de, se dă peste cap, da? Vilă, piscine. Arestat la domiciliu, bre. Fostul primar al municipiului Timișoara, Gheorghe Ciuhandu, a fost trimis în judecată, da, de DNA alături de alte persoane. Nici nu mai dați, mă, știri din astea, hai să fim serioși. Titlurile ar trebui să sune: fostul primar al municipiului Timișoara va sta acasă la el, unde stătea și înainte, doar că o să-i spunem arestat. Atât. Un avion militar a aterizat de urgență după ce pilotul a văzut fum în cabină la Constanța. Știți că toată presa a vorbit, vă dau știri de vineri, îmi pare rău, astăzi nu s-a întâmplat nimic deosebit. Aeronava venea dinspre Irak și se îndrepta spre o bază din Germania, avea la bord 39 de persoane și se pare că transporta echipament militar. Aeronava va fi supus unor verificări, deci a aterizat de urgență la Constanța după ce pilotul a văzut fum în cabină. Păi în momentul în care a intrat pe teritoriul României, singurul loc din România în care poți fuma
la locul de muncă este locul acela care nu este format din doi pereți și un tavan. Să vă aduc aminte că aeronavele sunt tubulare. Singurul loc în care cineva putea să fumeze liniștit, legal, la locul de muncă, fără să se ridice după scaun, era aeronava aia. Da, de ce? Că e tubulară, n-are doi pereți și un tavan. E un tub. Așa că cineva s-a apucat să fumeze. Băi, suntem în România? Da. Fac! Acum e momentul. Să fumăm legal la locul de muncă. Băi, dar n-aveți voie. Cum să n-avem voie? N-are pereți. Cum să n-aibă? Nu, e un tub. Nu zice legea de un tub. Deci în avion poți să fumezi. Și s-au apucat ăștia de tras. Da? Singurul loc în care se mai fumea, se mai putea fuma în România, era tubul de la avion. Ca urmare, pilotul a văzut fum și a zis, bă, frate, trebuie să aterizăm. Și au aterizat. Când au aterizat, i-au evacuat pe toți din avion, i-au dus unde? În aeroport. Pereți, tavan, la revedere, fumat. Clink. Potrivit surselor, citate, avionul de model C-17 a aterizat de urgență după ce pilotul a observat fum în cabină și a cerut o verificare. 39 de persoane erau în aeronavă, nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale. Singurul loc șor. Am gândit-o mult pe asta. Ah, mă mai luasem de o chestie vineri. Mulți dintre voi au reacționat. Introducerea asta a taxei de mediu. Știți că taxa de mediu auto a fost declarată de vreo 8 ani, 9 ani, nu foarte normală. Și ca urmare, statul, judecătoriile, judecători au decis în favoarea reclamanților și anume taxa e rar, porcăria de taxă de mediu ce plătești tu acolo de 3 sferturi din valoarea mașinii a fost declarată, s-a creat precedentul înainte de a fi declarată neconstituțională, etc., etc., etc. Judecătorii întregi au vorbit, au spus că reclamanții au dreptate și că taxa de mediu nu e ok, băia de la RAR au luat bani în continuare pentru că nu e așa, un judecător e prost ca noapte, ce știe el, da? Judecătorul a zis așa, noi facem așa, niște bani ce se învârte la RAR-ul ăla și taxa de mediu până la urmă a fost declarată neconstituțională, se cheamă? E o denumire undeva acolo și statul român poate da înapoi sau va da înapoi taxa asta de mediu de plătești tu la matricularea mașinii în 5 ani câte 20% pe an. Adică mai întâi te jupoaie pe tine dacă vrei să-ți înmatriculezi mașina. Ți-a banii jos toți odată, nu o să aștepte rarul timp de 5 ani. Bă, dar n-am bani la mine, cât mă costă? 40 de milioane? E 1000 de euro. Da? 1000 de euro n-am să-ți plătesc taxa de matriculare. Asta e, dar îți dau în 5 ani și ea să uită la tine, ești tâmpit? Nu, frate, banii jos. Hei, acum trebuie să iei înapoi. Nu, în 5 ani. Ok. Bani care se devalorizează, că suma pe care ai dat-o tu toată jos avea o valoare, da? Suma pe care o iei în 5 ani s-ar putea să nu mai valoreze nici cât un pârț de găină beată. Dar statul, el gândește din astea mult. E, și văzând statul că faza cu taxa auto, da, nu mai funcționează, că oamenii o să-și ceară banii înapoi, ce-au gândit statul, ce-au gândit ei statul? Bă, hai să-i facem să se plătească singuri. Cum adică? Le introducem taxa de mediu pentru centrală de apartament. După ce practic te-au obligat, băi, e o idee bună să vă debranșați de la sistemul centralizat de încălzire. De ce? Pentru că vrem să știm exact ce consumă fiecare, vrem să știm exact ce trebuie să plătească fiecare. Te-au forțat să-ți pui apometre, care n-au valoare uimitor, după ce te-au obligat prin lege să-ți pui apometre ca să știi exact cât consumi și să știi exact cât trebuie să plătești. După ce că le duci apometrele lunar, le citești și le duci la asociație, n-au nicio valoare. Deci la fel de bine ai putea să pui zero de fiecare dată. N-au nicio valoare apometrele alea. Dacă întrebi, dom'le, dar mie apometrul spune că am consumat 3 metri cub de apă, cum mă pui să plătesc cu 80? Și care apometrul ai citit? Păi cel pe care l-am în casă. N-are la valoare, domnule.
Păi și ce măta pe gheață mă pui să-l citesc? Lasă-l, drag, nu-mi trebuie, nu ți-l mai aduc și asta este. Dar ăla n-are valoare, asta ți se va spune mereu, n-are la valoare, e alt, e altceva. Dar m-a costat bani, m-ați obligat să-l pun, da? După ce te-au pus să-ți montezi ceas de ăla, să-ți citească exact cât gaz consumi, vin estimări. Păi ce măta mai pus să-mi pun ceas, contoar, dacă tu mi-estimezi, așa putut, estimează-mi. M-ai obligat prin lege să-mi pun ceas de ăla care să citească consumul la gaz. Da? Ce se întâmplă? Primești la 3 luni sau la 2 luni sau la o lună, uite așa o hârtie de la Eon Gaz care spune estimare. Păi dar de ce estimare? Am un ceas, mergeți și-l citiți. În modul acesta nu voi avea surprize. Deci voi îmi estimați 5 metri cubi de gaz consumați și după aia la 3 luni m-ați spart cu un plic în care îmi ziceți 45 de milioane de megawați. Poftiți? What? Păi dar estimarea nu trebuie să potrivească cu consumul? Ce fel de estimare e asta? Păi domnule, estimativ? Nu estimativ! Vă rog, nu vă plătesc nimic. Trimiteți un om lunar să citească căcatul ăla de ceas. Că ăla vă zice cât consum. De ce să-mi estimezi? Îi estimezi atunci când nu ai un contor. Când există un contor și ți arată exact consumul. De ce ai estima? Vino și citește-l, trece-l pe hârtie. Omul să știe la cât se așteaptă. Da? Plus, în toate cărțile de școală pe care le-am citit, și eu n-am citit multe, cam 10 clase, foarte bine știți că m-au dat afară din liceu, gazul se măsoară în metri cubi. Nu în megavați. A, dar intervine punctul de caloric superior care... Cum? Ce? What? E? Ha? Dar eu de unde să știu cât e punctul ăla caloric superior? Păi ne zice transgazul. Ok. Ne zice transgazul cât e punctul ăla caloric superior, valoarea. Dar eu, ca și consumator casnic B1, de unde știu puterea calorică? Că voi puteți să-mi puneți aer în gaz. Adică ei spun, da, punctul valorează 1,50 lei. Cu gaz. Dar până la mine, la aragaz sau la centrală, trece pe la voi. Și voi puteți să băgați aer pe conducte cu niște gaz. Ca urmare, puterea calorică va fi mai mică, dar metri cubi vor fi mai mulți. Ca să facă treaba pe care o făcea inițial, cu mai mult gaz și mai puțin aer. Deci, ce consum eu de fapt? Gaz? Sau kilovați? Consum metri cubi de gaz care îmi vin pe țeavă până la găurele, la aragaz, respectiv central, la arzător, da? Sau îmi calculați puterea calorică a ce mi iese în apartament? Cum? Da? Așa că le-am mai picat o idee, le-am mai căcat mintea, le-am mai fătat mintea o idee, pentru că idei sunt gârlă. Cei de la Radet, sper să fie doar pentru București, că ar fi idiot să facă în toată țara și oamenii să nu le dea foc. Introducerea unei taxe de mediu pentru centrala de apartament este inevitabilă, au declarat miercuri oficialii Radet în cadrul unei conferințe de presă. Miercuri, deci știrea e veche. Șeful Consiliului de Administrație al Radet spune că această taxă este deocamdată la nivel de discuție, neexistând un proiect, dar zice că e inevitabilă totuși, neexistând un proiect de lege în acest sens, însă pe principiul poluatorul plătește, o taxă de mediu va fi impusă și la centralele termice de apartament, pentru că nu e așa, cei de acasă poluează. Centrala ta de apartament poluează. N-a trecut nici măcar o jumătate de ani de când guvernul a spus că în cel mult 10 ani toți posesorii de centrale de apartament vor fi obligați prin lege să-și schimbe vechile centrale cu centrale prin condensare care vor polua mai puțin spre zero. Care poluator să plătește în cazul acesta? Poluatorul plătește. Nu, nene, n-ai înțeles. Vine cam așa. Nu pune Radet această taxă, zice domnia sa. Domnia sa fiind
cum îl cheamă, Gabriel Dumitrașcu. În București avem 400.000 de centrale termice de apartament. Dacă vrem să reducem amprenta de dioxid de carbon, trebuie să taxăm toți poluatorii. Bă, cu declarația asta domnul Dumitrașcu m-a omorât. Încă de miercuri. Știu că e veche, dar trebuie să vă zic. Cu declarația asta m-a omorât un om atât de inteligent, cum de lucrează el pentru așa ceva. Ar trebui să fie la NASA și să-l trimită aia în spațiu și să rămână în spațiu. Dacă vrem să reducem amprenta de dioxid de carbon, trebuie să taxăm poluatorii, pentru că pe urmă dioxidul de carbon o să se supere și o să dispară. Cât mai am? 20? Ai 45. Am 45 deja, mulțumesc. Da? Pentru că dacă îi pui o taxă omului, dioxidul de carbon o să dispară. O să se reducă amprenta de dioxid de carbon. Înțelegeți? Deci, omul, dacă îi pui o taxă pe centrala de apartament, el nu o să mai pornească, fie frigul cât de frig, nu mai dă drumul la centrală niciodată. Ha, nu! El va da drumul la centrală oricum. De ce? Pentru că e frig! Și și-a pus centrală tocmai ca să nu-i fie frig. Cu alte cuvinte, amprenta de dioxid de carbon va rămâne aceeași. Nu va dispărea. Nu veți face nimic din punct de vedere al poluării. Dragă domnule Dumitrașcu, Gabriel Dumitrașcu, nu va dispărea, va rămâne aceeași amprenta de dioxid de carbon. Singura diferență este că omul va plăti un ban în plus la radet, niște bani care se vor duce, nu știm, pentru că dacă vreți să dispară sau să se reducă amprenta de dioxid de carbon, domnule Gabriel Dumitrașcu, taxa asta de centrală de apartament o reîntoarceți în sistem, făcând în așa fel încât centralele de apartament să aibă un filtru. Da? Deci din taxa asta de centrală de apartament trimiteți voi la toate cele 400 de mii de centrale din București câte un filtru. Domnule, sunteți obligați să vă montați acest filtru. Taxându-mă pe mine, nu se va reduce amprenta de dioxid de carbon. Nu! În cel mai rău caz, mă faci să folosesc centrala mai puțin. În momentul în care folosesc centrala mai puțin, va scădea și consumul. Voi sta în frig, dar nu voi plăti la fel de mult. Pierdem cu toții? Ca să ce? Ca să introduceți... E o taxă inutilă. Nu se va reduce poluarea. Nivelul de poluare, punând o taxă în plus, decât dacă taxa respectivă s-ar întoarce în sistem, ceea ce ar fi uimitor pentru România ca o taxă să se reîntoarcă în sistem. Uitați-vă la taxa de drum. Rovinieta. Niciun leu din rovinietă nu se întoarce în sistem, în drumuri. Tătesc, acuru arată nașpa. Nu avem autostrăzi, nu avem drumuri europene, nu avem drumuri naționale puse la punct, nimic, dar în schimb se plătește taxa aia de drum. Deci ar fi fantastic, ar fi într-adevăr extraordinar ca o taxă să se reîntoarcă în sistem. Dar nu se întâmplă. Deci punând această taxă de mediu pentru centrala de apartament, e ca și cum ai bate un cui într-o minge de tenis și pe urmă să vrei să câștigi Roland Garrosul cu ea. E inutilă! Nu se va reduce poluarea! Radet a prezentat o comparație între costurile generate de centrala termică de apartament și sistemul centralizat pentru încălzire. Printre avantajele racordării la sistemul centralizat, după ce practic ne-au bătut la cap un milion de ore, spunând că haide să ieșim de la centralele de cartier pentru că îți dă toi bani. Și oamenii și-au luat centrale termice de apartament. Cică, sistemul centralizat de încălzire este sigur și are durată de viață de peste 30 de ani. Spune domnia sa, eu comentez, cum am spus și pe Facebook, da, pentru că știm că are durată de viață de peste 30 de ani, pentru că încă se folosește sistemul centralizat de încălzire de acum 30 de ani. Nu s-au mai făcut modificări la el. Țevile sunt aceleași, centralele, ce au mai rămas din ele, sunt aceleași. Da? Uite la Roman, ce sistem de încălzire centralizat. Centrala ciupercă. Nu mai e nicio centrală în picioare. Ce sistem de încălzire centralizat. A, vreți să construiți centrale? Să înțeleg, de cartier? Seriously? Sistemul centralizat este independent din punct de vedere al combustibilului folosit.
Poluarea pe care o faceți dumneavoastră, dragi consumatori casnici, arzând gaz metan, este mai mică, vă asigur eu, decât centralele, poluarea pe care o generează centralele pe păcură de cartier. Una este să poluezi intens ca să poți menține 400.000 de apartamente. Bă, poluezi babani, că și ăia trebuie să încălzească apa aia de vă vine în calorifere cu ceva și doar nu să sufle ecologic. Nu, trebuie să ardă chestii. Păcură. Păcură. Știți fumul de păcură ce e ăla, nu? Chestia neagră, funicie ăia de care nu mai scap niciodată. Îmi place că spune că lipsesc accizele de mediu. Este ecologic și mai puțin agresiv din punct de vedere al protecției mediului, sistemul centralizat de încălzire. Și râdeam pe Facebook și am zis, păi nu, ei nu ard combustibil fosil, de aia este ecologic și mai puțin. Ei au 80 de cohorte de demoni sau de dragoni, mici, care produc ecologic flacără. Flacără. Și încălzesc cazane. Ei nu ard nimic, nu consumă, da? Practic, cele două cristale aflate în glandele dragonilor se ciocnesc între ele și cum dragonii expiră metan, se știe chestia asta, da? Au angajat dragoni ăștia de la Radet, de la orice sistem de încălzire centralizat. Ei nu poluează deloc. Este ecologic. Păi de aia, dragonii expirând metan și oxigen pur, cele două cristale se lovesc. N-ați văzut, frate, Sucker Punch? Așa funcționează. Urmăriți filmul Sucker Punch. Vă explic acolo cum se face flacăra din gâtlejul dragonilor, da? Și ăștia de la Radet au 80 de cohorte de dragoni pe zi și demoni noaptea. Că ăștia care lucrează cu part-time. Ies noaptea din iad, că sunt plictisit să stea acolo și vin și suflă flăcări în cazanele lor și se ecologici, bre! Spre deosebire de voi ăștia care distrugeți planeta cu centralele de apartament arzând gaz metan, care e mai mult aer decât metan. Propan, butan, de ban, mult. Da? Cum să nu vrei să te întorci la sistemul centralizat de încălzire? Pe de altă parte, mă gândesc, e imposibil să nu vă dați seama și voi că multe dintre sistemele pe care le-am înjurat și au fost comuniste și au mers prost și nu ne-au plăcut și abia am așteptat să le distrugem, să le rupem, să le furăm, să le desfacem în bucăți, ne par acum foarte, foarte bune și eficiente. Nu ne-au plăcut CAP-urile, că era CAP, frate, comunism, s-au spart, s-au rupt, au dispărut clădiri în hale întregi. Zeci de mii de capete de ovine, bovine, taurine, porcine, toate au dispărut, jgheaburi, irigații, n-a fost bun, a fost comunist, și acum stăci noi, bă, ce bine era pe vremea aia, frate, aici ce să facem? Facem o asociație de agricultori, care ghiciți ce e? Un CAP! E la fel ca înainte, doar că e altă pălărie. Bă, sistemul de încălzire centralizat, bă, și acum, dacă nu sunt 3 zile cu temperaturi sub cu de zero absolut, minus nu știu cât dracu e, da? Nu văd Radetul căldură, știm cu toții chestia asta și pe vremuri era la fel. Dacă nu erau 3 zile în care să tăia zbenga de frig în casă, nu-ți dădea Radetul căldură. În București funcționează sistemul ăsta și acum trebuie să fie temperaturi de nu știu cât minime, timp de 3 zile la rând, ca să înceapă să dea drumul la căldură în calorifere. Întâmplarea face că asta iarna am fost în București și caloriferele alea la etajul 8 erau călâi. Călâi, când spun călâi. Nu călduțe, călduțe înseamnă țâră de căldură, călâi înseamnă ca apa de ploaie. La etajul 8, păi ce să fac? Să stau să-mi ia dracu de frig în casă că vrea Radetul să nu consum, să nu poluez, mă, poluez pe ea de atmosferă și stau în căldură. Și cu asta basta. Este ecologic și mai puțin agresiv din punct de vedere al mediului. Toată țevăra aia. Domnilor, lăsați oamenii cu centrale de apartament.
Este singura posibilitate, dacă am fi deștept și am vrea să meargă treaba, de a vedea exact cât consumă fiecare și cât plătește fiecare. Încălzirea individuală, nu la paușal. Ce e asta la paușal? N-a mers, s-a văzut că n-a funcționat. Mi-am pus central, am încerc să devin independent din punct de vedere al comunității. Cât consum, atât să plătesc. Nici așa nu mă lasă statul. Deși pot demonstra că am consumat atât, vine statul sau firmele private care sunt ținute în spate de stat și au fost dovedite în instanță în mai multe țări din lume că sunt hoți. În Marea Britanie, ONU a fost amendată cu 10 milioane de euro pentru că umfla facturile. E știre, căutați-o pe net. În România, nu știu ce tip dă în judecată, nu e ONU, din partea aialaltă a Carpaților, din țara aialaltă, da? Dă în judecată firma care îi trimite curent electric pentru că nu iese, frate, la factură, nu ies banii, ca urmare ce sunt, la gaz, pardon, crescă ea valoarea punctului de caloric superior ca să iasă banii de factură. De 3 ori. Căutați știri pe net. Astea sunt firme ținute în spate de stat. Sunt firme de la care nu poți să ieși, că nu mai sunt altele pe care să te poți baza, e monopol, ca urmare fac ce vor. Da? Te obligă să-ți pui și de milioane de ceasuri care să-ți măsoare consumul, când îți măsori consumul, domnule, n-a nicio valoare ce măsori matale acolo. Păi nu sunt ale mele, sunt ale voastre, voi m-ați obligat să le pun. Am un ceas la gaz, la gaz e atât de simplu, e lângă ușă, nici măcar nu e înăuntru, e afară. Dacă vine un nenea de la voi o dată pe lună și se uită la cifre, nu veți mai fi nevoiți să estimați. Eu voi ști cât am de plătit lunar, voi veți ști cât aveți de încasat lunar. Treaba ar merge ca pe roate. Voi îmi estimați, în schimb, în fiecare lună și la 3 luni întrântiți câte o amendă de măcac pe mine de frică. Când o văd. Nu e clar deloc. Nu există niciun pic de transparență. Mă apropii de final? Da, cu succes chiar. Mamă, ce mi-a rămas de vineri, ia. Azi n-aveam nicio știre. Astea zi vineri, toate. Salarii, știți că vor să schimbe ăștia tipul de carte de identitate, vor să-l facă la fel ca în străinătate. Bravo, să-l facă. Deja au început oamenii să țipe. A, decipează, ne bagă microchip în cartea de identitate. Îmi place că nu va mai avea pe cartea de actul de identitate, nu va mai fi adresa trecută. Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin tura asta, chiar nu mai știu, pentru că nu-i trecut în buletin. Măsura a fost luată pentru că în momentul în care îți pierzi buletinul de identitate, hoții care îl găsesc, da, sau cei care îl găsesc, să nu știe unde locuiești. Pe de altă parte, nici nu vor ști unde să ți-l aducă. Presupunând că mai sunt și oameni de bine. Ne aliniem la un nivel de trai în care toți sunt hoți. Dacă eu îmi pierd buletinul și cineva îl găsește, nu o să știe unde să mi-l aducă. De ce? Că n-am adresă pe el. O să-l predea la poliție și poliția o să zică, bun, și unde stă nenea? Pe mine mă întrebați. Voi sunteți evidența populației. Ăștia la evidența populației habar n-au unde li-s oamenii. Ai lor care lucrează acolo. Bun, cel mai mic salariu va fi de 1250 de lei. Știți că s-a luat și asta în discuție. Cel mai mare, de 15.000 de lei, îi revine președintelui României. Așa. Asta este pentru bugetari. Cum ne-am văzut până acum? Patriarhul României va pleca acasă cu un venit lunar de 13.700 de lei. Atât vor încasa și președintele Camerei Deputaților, dar și președintele Senatului. Mitropoliții, 11 la număr, vor primi în jur de 10.000 de lei lunar. Iar senatorii și deputații de asemenea. Diferența este că senatorii și deputații iau decizii pentru țară, mitropolitul și patriarhul, îmi cer scuze, da? Care e implicarea lor? A, că le-a dat voie Daniel, bă, puteți să candidați la funcții de consilier local sau județean, nu la primărie? A, cum așa? Și? La ce mă ajută? Citiți chestia asta. Patriarhul, care este salariul, ca să ne lămurim dacă e sau nu bugetar și e sau nu
reprezentantul unei instituții care nu plătește taxe, nu plătește impozite, reprezentantul unei instituții care este autonomă, adică statul român, guvernul României, nu are voie să se implice în afacerile interne ale Bisericii Ortodoxe Române și totuși Patriarhul României sau mitropoliții își iau salariu de la stat și încă frumos 13.000, respectiv 10.000 de lei. Asta așa că am... Trebuie să închei emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem mâine, marți, la alte 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!